Peste 800 de persoane în căutarea unui loc de muncă și persoane ocupate în agricultura de subsistență din mediul rural vor putea învăța o nouă meserie cu căutare pe piața muncii. Acest lucru este posibil datorită derulării unui proiect cu finanțare europeană lansat astăzi de Manager Consult în parteneriat cu Asociația pentru Șanse Egale, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău, Time Consulting for Learn, Fonduri Structurale în Management Brăila. Succes parteneriat pentru mediul rural este un proiect a cărui valoare ajunge la 5,2 milioane de lei și urmărește creșterea șanselor de integrare pe piața muncii a șomerilor cu focalizare pe tineri și femei din mediul rural. Obiectivele specifice sunt participarea în cadrul programelor de formare profesională continuă în domenii non-agricole a cel puțin 828 de persoane din mediul rural din regiunile sud-est și sud-vest Oltenia, deoarece proiectul este strategic, se derulează pe două regiuni. Un alt obiectiv ar fi conștientizarea și motivarea a 1080 de persoane din mediul rural, la fel cu focalizare pe tineri și femei. Beneficiarii proiectului vor fi pregătiți în domenii de activitate deficitare în persoane calificate, astfel încât la finalul cursurilor de formare profesională, cel puțin 130 dintre cei școliți să fie încadrați în muncă. Vorbim de meserii non-agricole, foarte căutate atât de cei care doresc să plece în străinătate, dar și de persoanele care vor o a doua calificare. Îngrijitor bătrân la domiciliu, spre exemplu, este o meserie solicitată, mai ales în mediul rural, pentru că sunt foarte multe persoane care doresc să lucreze, mai ales în străinătate, și care au nevoie de cunoștințele de bază în ceea ce privește calificarea de îngrijitor bătrân la domiciliu. Mai este inspector sănătate-securitate în muncă, spre exemplu, care ajută foarte mult persoanele să obțină un loc de muncă, pentru că oferă o șansă în plus atât în regiunea sud-est cât și în regiunea sud-vest Oltenia, cât și în întreaga Românie. Dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea capitalului uman este una dintre prioritățile Uniunii Europene. În cadrul acestui proiect, ce se va desfășura pe o perioadă de 18 luni, vor fi susținute și cursuri în urma cărora absolvenții vor dobândi competențe antreprenoriale sau vor învăța meserii noi pe piața muncii din Buzău, cum ar fi florar, decorator, operator, introducere validă și prelucrare date. Toate aceste meserii au fost atent alese de către cei care au realizat proiectul. Am avut repere deoarece anul trecut am finalizat un proiect în parteneriat cu AJOFM Buzău, dumnealor au fost solicitanți și noi parteneri, prin care am avut o parte din cursuri și am identificat și alte cursuri. Majoritatea au cerut lucrători în construcții. Proiectul se va desfășura în regiunile sud-est și sud-vest Oltenia, respectiv în 5 județe: Buzău, Vrancea, Brăila, Mehedinți, Vâlcea și Gorj. Succes parteneriat pentru mediul rural este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.